Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragilor! Astăzi vin către voi cu o vestă croșetată. Îmi doream de mult să fac o vestă, am mai început de vreo câteva ori alte modele, dar nu mi-a plăcut cum a ieșit și am abandonat, ani din urmă. Acum am finalizat această vestă. Modelul, am pus deja video, poate vrei să folosiți tipul ăsta de model și la alte proiecte. Bun ar fi să faceți eșantion ca să știți cam de câți centimetri aveți voi nevoie și vedeți și cum se lucrează, vedeți dacă se strânge, dacă nu se strânge modelul. Ideal e înainte de a face orice proiect să faceți eșantion ca să știți exact. Bun, cu ce am lucrat aici? Am lucrat cu lana gold clasic, acest fir, e un fir grozav, conține 51% acrilic și 49% lână. E un fir foarte bun pentru proiecte de toamnă, iarnă, primăvară. Un fir călduros, se lucrează foarte, foarte bine și cu o croșetă 6. Firul acesta și la andrele se lucrează bine tare. Ce este special la această vestuță? Pe lângă modelul acesta care mi se pare super, o combinație de două culori care vă plac, puteți să le alegeți, faptul că am făcut marginile acestea nu sunt cusute. Sunt prinse la final, deci sunt făcute răscroielile, terminată fața și spatele, prins aici pe umeri și la final o să vă arăt cum putem lucra direct bentița aceasta, fără să o coasem. Mi se pare o idee foarte bună, găsită la o chinezoaică, la un moment dat, de mult, de mult mi-a rămas în minte și acum i-a venit momentul și am testat. Mi-au intrat din a doua 200 de grame, deci vreo 180 de grame de alb și 100 de grame de albastru. Cam atât, deci mai mult alb pentru că e și partea de bentiță de jos destul de mare, plus părțile acestea, deci mai mult alb. Deci 280 de grame, 300 de grame pentru o vestă, mărime S spre M este aceasta, dar voi puteți să adaptați după nevoile voastre. Faceți bentița aceasta cât de lungă vă trebuie lărgimea, practic, și apoi faceți piciorușe scurte un rând și porniți modelul. Eu o să vă arăt pas cu pas, foarte, foarte simplu de lucrat. Mi se pare spectaculos. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Mulțumiri deosebite și celor care au apăsat butonul Alătură-te și au rămas în continuare alături de mine lună de lună. Sunt multe persoane care după ce au apăsat butonul, chiar dacă expiră luna următoare, s-au reabonat și au rămas alături de mine în continuare. Mulțumesc din tot sufletul. Vedeți că există și un buton mulțumire, de mulțumire sub video. Dacă doriți să mulțumiți într-un mod special pentru munca pe care o fac eu aici, eu vă mulțumesc anticipat încă de pe acum. Oricum mulțumesc tuturor. Mă bucur pentru fiecare comentariu, pentru fiecare like, fiecare apreciere, pentru fiecare vizionare, chiar dacă poate e doar de 1-2 minute. Mă bucură orice, asta înseamnă că munca mea este cu folos și de folos. Sper să vă placă și ideea mea de astăzi. Vestuța se poate lucra pentru orice mărime. Veți vedea că este foarte, foarte ușor, extrem de ușor totul. Și modelul, și răscroielile, și aici, și felul cum vom lucra bentițele acestea la final. Super ușor totul. Începătoare, dacă ești, draga mea, știi să faci doar piciorușe scurte și piciorușe duble. Acesta e proiectul spectaculos cu care poți să te impresionezi și pe tine și pe toată lumea. Grijă mare când lucrați, pentru că e un fir care e așa, la finalul rândului trageți puțin ca să păstrați lejeritatea, da? Adică chiar dacă trageți firul în timp ce lucrați, la finalul rândului trageți pentru o secundă, ca să nu se strângă, da? Să-și păstreze elasticitatea, că ar fi păcat altfel. Apoi, când îl îmbrăcați, să vi se pară că e rigid. Lucrătura este moale, pentru că lucra cu croșetă 6, este spornic, un astfel de proiect îl terminați în 2-3 zile, poate fi gata, dacă sunteți acasă. Da? Haideți să pornim la lucru cu drag și voie bună la frumoasa vestă croșetată. Eu o ador, pur și simplu. Trebuie să mai fac. Obligatoriu. Vesta va fi cuprinsă de două părți, față și spate, și pentru început facem elasticul de jos. Am făcut 15 ochiuri de lanț, un rând de piciorușe scurte și apoi am procedat în felul următor. După rândul de piciorușe scurte pe ochiurile de lanț, un ochi de lanț, întoarcem și
și facem în fiecare câte un picioruș scurt, dar doar pe jumătate. Deci nu luăm picioruș întreg, doar bucla din spate. Piciorușe scurte. Până la sfârșitul rândului, dus întors, măsurând lungimea, fața va fi cu aproximativ 5-6 cm mai lată decât spatele. Da? Tragem de elastic puțin și îl măsurăm întins. Da? Întins, nu la maxim, puțin. Și vedem, măsurăm pe o bluză, pe un tricou, pe ceva care cam cum am vrea noi să vină vesta pe noi. Da? Cel mai bine, dacă e mai complicat cu a ne măsura noi. Deci, doar pe jumătate. Bucla din spate. Da? Vedeți? Nu pe aceasta, deci aceasta din spate. E extrem de simplu și rapid. Și arată și foarte bine tipul ăsta de elastic. Fac rândul ăsta și mai fac un rând și e gata pentru mine. Da, am făcut ultimul, un ochi de lanț, întoarcem și din ochiul 2, jumătate din spate, piciorul scurt, numai bucla din spate. Da? Veți vedea că este o veste simplă, un model interesant și foarte simplu de lucrat. Deci, piciorușe mici sau piciorușe scurte și picioruș dublu vom mai folosi. Veți vedea. Înainte de a începe să băgăm cele două culoare, vom face două rânduri ca să trecerea să se vadă frumoasă. Două rânduri cu culoare de bază. Da? Ultimul aici, în capăt. Și gata, ajunge ca și lățime. Și acum, un ochi de lanț și facem un rând de piciorușe scurte. Deci, în dreptul, și câte un picioruș scurt în dreptul fiecărui rând. Deci, două. Trecem în partea următoare, vom face două. Nu fac aici pentru că se mărește gaura și de aia fac imediat aici, 1 și lângă încă 1. Deci aici. Deci un rând de piciorușe scurte până la finalul rândului. Am ajuns la sfârșitul rândului. Și mai facem un rând cu alb și apoi băgăm culoarea cealaltă, ochi de lanț și vom lucra modelul. Veți vedea cât de simplu e. Deci tot modelul nostru este alcătuit dintr-un picioruș mic și unul mare, un picioruș scurt și unul dublu, adică. Bun, întotdeauna începem rândul cu un picioruș mic, un picioruș scurt. Un picioruș scurt, un picioruș dublu. În următorul. Un picioruș scurt sau un picioruș mic și un picioruș mare, adică un picioruș dublu. Un picioruș mic, un picioruș mare. Și ăsta este tot modelul, dragilor. Asta este tot. Deci am început cu picioruș scurt. Picioruș mare, picioruș mic, picioruș mare, picioruș mic. Atenție, la primul rând să nu se greșească, după aia e mai puțin riscant la greșit. Picioruș mic, picioruș mare, asta este tot. Deci aici am făcut piciorușe scurte și aici unul mic, unul mare. Unul mic, unul mare. Până la sfârșitul rândului, având grijă să nu greșim, ca să ne iasă modelul frumos. Și după cum v-am spus, întotdeauna începem cu picioruș mic, deci cu picioruș scurt, întotdeauna terminăm cu picioruș dublu. Uitați, eu am picioruș dublu și mai am un picioruș mic de făcut aici. Și pentru că întotdeauna trebuie să terminăm cu picioruș dublu, mai fac încă unul la final. Ca să putem
și nu scot până la capăt. Deci piciorul dublu, dar neterminat, lăsăm așa și aducem celălalt fir. Aducem celălalt fir, mi-ar fi plăcut cu negru, dar nu am negru, așa că... Deci, înainte de a termina, scoatem cu cealaltă culoare. Întotdeauna așa facem la trecerea de la un rând la altul. Da? Bun. Un ochi de lanț, întoarcem și respectăm regula. Întotdeauna pornim cu picioruș mic și încheiem cu picioruș dublu. Vom lucra exact același lucru. Tot un picioruș mic și unul mare și vom păstra după noi și firul alb, pentru că un rând îl vom lucra cu alb, un rând îl vom lucra cu cealaltă culoare. Deci un picioruș mic și vedeți, prindem și firul, un picioruș mare. Picioruș dublu. Un picioruș mic. Un picioruș mare. Și veți vedea, mai ales la rândurile, la rândul următor, că se potrivește. La rândul următor, unde avem mic, se va face picioruș mare. Unde avem picioruș mare, vom avea picioruș mic la rândul, la fiecare rând. Acum e mai puțin vizibil că e alb aici în jos. Deci picioruș mare, picioruș mic, da? Firul alb, putem strage de el ca să nu rămână lăbărțat și de la final avem grijă să nu strângă rândul. Că poate să ne dăuneze, nu tragem tare de el. Picioruș mare, picioruș mic. Deci asta este tot, ăsta e tot modelul. Lucrul ăsta, faptul că îmbinăm două culori, de tot farmecul modelului. Picioruș mic, picioruș mare, picioruș scurt, picioruș dublu, pentru că scoatem de două ori. Și astfel continuăm până la sfârșitul rândului, tot rândul. Asta e tot. Și vedeți că firul alb nici nu se observă. Îți tragem de el ca să nu rămână lăbărțat, dar în același timp lucrarea trebuie să rămână elastică. Am ajuns până la sfârșitul rândului, deci v-am spus nu lăsați firul ăsta lăbărțat, dar apoi trageți ca să nu se să rămână elastic lucru, da? Dacă trageți tare de fir, se înțepenește și e posibil să nu se așeze bine la final. Deci am picioruș mic, am zis întotdeauna terminăm cu picioruș dublu, picioruș mare. Și la finalul rândului scoatem doar o dată, nu mai scoatem încă o dată să terminăm, scoatem doar o dată, lăsăm firul acesta și îl luăm pe cel alb, ca să se vadă frumos și pe margine. Deci, un ochi de lanț, întoarcem, întotdeauna începem cu piciorul mic și prindem și firul, bineînțeles, piciorul mic, piciorul mare. Și vedeți, anterior a fost mic, acum e mare. Chiar dacă rămânem la jumătatea rândului, este ușor să vedem unde suntem. Uitați, a fost piciorușul mare, acum avem piciorul mic. Piciorușul mic a fost anterior, acum avem piciorul mare, piciorul dublu. Mic, mare. Și asta este tot, dragilor. Vedeți cât de simplu e și ce frumusețe de model obținem. Incredibil. Mic, mare. Și așa lucrăm rând după rând până ajungem la răscroiala de la sub braț. Deci un rând cu alb, un rând cu firul colorat. Voi alegeți ce culori vă plac. V-am spus, mi-ar fi plăcut alb-negru ca prima încercare, ca prima reușită a acestui model. Continuăm, bineînțeles, cu drag. Și am lucrat, dragilor, rând după rând. Mai am încă 4 rânduri ca să ajung la răscroiala de la sub braț, dar vreau să pornesc deja anchiorul. Am pus semn exact la jumătate, numărate piciorușurile și puse exact pe mijloc. Deci voi lucra 4 rânduri și voi scădea pe partea aceasta și după cele 4 rânduri voi face răscroiala și din partea de la sub braț. Da? Deci am lucrat cu albastru, acum am trecut la alb,
și lucrăm rândul exact cum am făcut și până acum. Întotdeauna cu piciorul scurt la începutul rândului și apoi piciorul dublu. Trebuie să strâns un pic, tragem de el. Deci un picioruș mic, unul mare, un picioruș scurt, unul dublu, e același lucru. Piciorușul mic, piciorul scurt, un picioruș mare, piciorul dublu. Și lucrăm până aproape de semn, până la mijloc. Deci am ajuns până aproape de mijloc, până la semn, mai am încă două piciorușe. Da? Se văd. Doar două. Deci am picioruș mic și acum din două voi face unul și trebuie să termin cu picioruș mare. Dăm după croșetă, băgăm în primul și scoatem doar o dată, dăm după croșetă, băgăm în următorul și scoatem o dată și acum prin toate trei. Deci am două piciorușe duble neterminate încheiate într-unul singur. Și am terminat rândul. Doar că uitați așa, că aici când am scos prin toate trei, pentru că vom porni cu cealaltă culoare, scoatem cu cealaltă culoare, da? Bun. Un ochi de lanț, întoarcem. Picioruș mic, picioruș mare. Rândul următor, când ajungem aici de la final, iar reducem. Da? Reducem doar când la sfârșitul rândului. Deci doar la sfârșitul rândului aici. Pe partea asta mergem normal. Și scădem, păstrăm pe umăr. Deci scădem de fiecare dată, deci odată la două rânduri, până obținem pe umăr cât vrem noi să lăsăm. Deci puneți pe față, pe voi, dacă nu aveți o vestă pe care puteți proba. Da? Depinde cât de lată este bucata pe care ați lucrat, depinde de mărimea pe care o aveți, într-un fel vă veți comporta dacă lucrați pentru S, altfel dacă lucrați pentru XXL. Normal, adică e posibil să aveți nevoie doar vreo 10 ochiuri sau să scădeți sau mai multe. Dar trebuie să rămână și pe umăr. Vom reduce și de aici. Da, vom face răscruială și aici și trebuie să ne rămână, da? Dar vedem, ne orientăm după ce facem cele patru rânduri și apoi vedem că trebuie să scădem aici, da? Deci mare, mic, modelul ca și până acum. Ne ducem și ne întoarcem. Am ajuns aproape de capăt, am picioruș dublu, ar trebui picioruș mic. Și aici picioruș mare, de din ultimele două noi trebuie să reducem și atunci voi face două mici. Deci am băgat și am scos o dată și la ultimul, la fel, scot doar o dată. Nu. Și scot cu cealaltă culoare. Un ochi de lanț. Da? Am redus din nou. Și am început picioruș mic și mai facem încă unul mic. Da? Ca să potrivească modelul. Pentru că avem picioruș de ăsta mare anterior. Aici nu se mai potrivește perfect ca la rândurile dus întors, dar trebuie să le adaptăm în așa fel încât să arate bine. Da? Deci am avut mic anterior, acum trebuie să facem mare. Da? Și continuăm mic, mare, mic, mare. Și nu ne ducem până la sfârșitul rândului. Trebuie să facem răscruiala și facem o răscruială mai, nu facem ca aici, treptat, ci mai abrupt. Lăsăm 1, deci 2, 4, 6, 8, 9. Până aici ne ducem. Vedem imediat. Și am lucrat până la, deci am păstrat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În al nouălea, picioruș dublu, ultimul, cu care închei rândul. Și scot albul. Și mai fac o reducere când vin data următoare. O reducere exact cum facem aici.
da? Și apoi pe umăr nu las mai mult de 6-7 ochiuri pe fiecare umăr, pentru că va mai fi și bentița aceea care va forma, adică va fi destul de lat, da? Deci un ochi de lanț, picioruș mic, picioruș mare, picioruș mic, picioruș mare, scăpat. Mergem și aici, la sfârșitul rândului, mai facem o reducere. Deci aici avem mic, deci dublu-dublu, exact cum am făcut prima dată, da? Dublu neterminat cu dublu neterminat. Încă o reducere. Când ne întoarcem, mai fac o reducere și aici. Și gata, e suficient pe partea de răscroială. Iar aici mai facem până rămânem cu 6-7 ochiuri. De fiecare dată, la sfârșit, doar la sfârșitul rândului, reducem. Vedem ultimele două piciorușe, adică ce urmează după antepenultimul. Deci după unul de ăsta scurt, aici urmează dublu. Deci le fac pe amândouă duble reduse, din două fac unul. Rândul următor va fi exact invers. Voi avea dublu aici și ultimele două scurte. Și v-am arătat și așa și așa cum se face reducerea, da? Și ducem până rămân, deci 2, 4, cred că 6 voi lăsa. 6 pe umăr. Da? 6, 7. Am zis că depinde și de măsura pentru care lucrați. Aici mai facem o reducere rândul următor, exact cum am făcut aici, și aici până rămân, și apoi lucrăm drept până pe umăr.